Salutare la toată lumea și haideți să dăm drumul la un story și în storyle de astăzi vorbim despre pădurea Gării, pădurea spânzuraților. Cu o săptămână înainte, taică-mi mă pregătește, vezi că sâmbătă plecăm la țară. Avem treabă, ne ocupam cu agricultura atunci, în momentul ăla, și trebuia să mergem să muncim la grădină. Și ca să mergem până la gară, o luam prin cartier, printre blocuri, până ajungeam la pădurea Gării și coboram pădurea Gării până la stația de tren. De acolo luam trenul și mergeam la țară. Și acum de o săptămână te mă bătea la cap, fii atent să nu te programezi cu altceva, că trebuie să mergem să facem treabă. Bine, mă, omule, mergem, stai liniștit că nu e nicio problemă. Acum vine sâmbătă. Sâmbătă frumos, ne trezim dimineața la ora 6, frumos ca băieții, pregătim gențile, că puneam haine de schimb, mâncare, ca să avem pe perioada zilei cât stăteam acolo și munceam, pentru că seara ne întorceam înapoi cu trenul în oraș. Și acum, tai cum eu zice, ia caprisul, că era înainte, erau caprisurile alea, gențile alea mici, negre, că se numeau capris. Ia caprisul, eu iau plasa și o luăm frumos pe jos, printre blocuri. Aveam cam, cât să zic, cam la vreo 3 km de mers pe jos, cam așa, la vreo 3 km jumate, 4. Pe jos mergeam din cartier de la mine, luam prin alt cartier, coboram frumos pe lângă unitatea militară, ajungeam la pădurea Gării, trebuia să o coborâm toată pădurea în jos, un deal foarte abrupt, pe unde era o cărare, și ieșeam direct la Național în față cu gara. Și acum am trecut de unitatea militară, am luat-o prin cartier, am trecut de unitatea militară, am ajuns la câmpul de la cimitir, că lângă pădurea asta Gării, pădurea spânzăraților, era și cimitirul. Băi, gândește că și era făcut într-un fel să fie și cimitirul acolo. Și acum am ajuns pe câmp frumos și dăm la intrare la buză să intrăm în pădure, să coborâm în jos dealul ca să putem să ieșim din pădure, să ajungem la gară. La un moment dat eu eram în spate la trec, nu eram atent, eram somnoros în pula mea cu caprisul în spate. Tipa în spate la trec, el te bolborosa, bam, 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 că era nervos, că eu nu eram eu de bun augur, nu eram eu în ritmul meu cum trebuia și acum te bolborosea că ți-am zis să nu stai atâta târziu afară, că eu stăteam, era și perioada de vară și stăteam până târziu și apoi abia m-am trezit dimineața. Și la nu băgam în seamă, lăsam să bolborosească el acolo, că știam eu că revine până la urmă ce ajungem acolo, că nici lui nu-i prea făcea plăcere să meargă la activități de astea, dar n-avea ce face. Când ne trimitea maică-mea pe amândoi, trebuia să mergem să facem treabă. Nici lui nu prea plăcea cum ajungea acolo direct, pac, un deț, ca să poată să demareze. Și la un moment dat îl văd că, pac, se oprește, mă bag în el. Zice, ce ai, mă, de te oprești așa? Stai, zice, scoate cuțetul din jantă. Mă, zice, ce trebuie cuțetul din jantă? Scoate că s-a spânzurat. Zice, ce s-a spânzurat? Când mă uit între doi copaci, era unul, frate, agățat cu o funie de asta de... nu funie, frate, nu pot să zic funie, un plastic de la, ați văzut cu ce se ambalează mobila mâncați așa. Folii de aia, de plastic de aia mâncați așa în jur la gât. Zice, scoate repede cuțitul din capris, că noi aveam, puneam cu noi, cum puneam mâncare, aveam și cuțite și furculițe la noi ca să putem să ne facem treburile. Ne pregătea maică-mea tot. Mamă, când îl văd pe ăla agățat, zice, prinde-l repede de picioare, zice, ce să-l prind, mă, de picioare, mă, zic, tu nu ești normal, mă, zic, prinde-l, mă, de picioare, că poate nu-i de mult acolo, zice, agățat, să-l scăpăm, să-i luăm funia de la gât. Hai să fii atent la ăsta, la scapri jos, deschid janta, frumos, desfac pachetul, scot din pungă cuțitul, pac, îi dau cuțitul lui, zice, prinde-l de picioare și ridică-l în sus. Îl prinde picioare, îl ridic în sus, îi taie fușa de la gât, țac, îl dă jos
îi desfaci, deja avea format mâncațăși de două degete în interiorul gâtului. Bă, zic că ăsta e mort de mult, mă, zic că ăsta nu mai ai ce să mai salvezi, bă, că deja zic tot e albița până, zic. N-ai ce să mai faci, că eu zice, ieti repede, zice, și fugi la gară jos, că nu era atunci cu telefoane. Fugi la gară jos, te duci acolo direct la TF, la poliție și eu stau aici și te duci și te pe milicieni să vină sus aici, că ăsta s-o spânzura, zice. E mort. Acum eu, că l-am prins de picioare și l-a ridicat în sus și el o tăia funia. Ăla o picat pe mine, mâncață-și. Zic, fute chiar soarele, zic, bă, tu nu ești normal, mă, zic, mă, de dimineață, mă, zic, mă, pui la lucruri de astea, mă, zic, nu l-ai putut lăsa acolo, tăteai lângă el și mă ducea de la poliție, vineam cu el înapoi, așa și e mort, nu mai puteam să... Nu că pot încă mai putea să facem ceva pentru el și poate că încă trăia. Zic, bă, mă pui în și dispoziție, zic, nu mă mai duc nicăieri la nicio țară, zic, mă fut în țara ta și în pământul tău. Zic, nu mă, ce, că marș după poliție, tot. Bă, l-am pus pe ăla așa de alaltă pe cărare, l-am aranjat de alaltă pe cărare, a început el să vadă dacă mai respiră, zice, să mai respire, tată, că l-ai țapă, era ca lemn, nu mâncați așa. Altă avea o intrare așa în gât de două degete de la șufa aia în pula mea cum i-a intrat în piele. Era terminat, că se vedea, avea o pată pe pantaloni în zona inghinală unde te piși pe asta, pentru că dacă nu știți, omul când se spânzură, mai ales la bărbați, își dau drumul. Își dau drumul, iasă ultimul rând de spermă, iasă din corp. Și era pătați pantalonii, zic, fii atent, mâncați, zic, și zic, ăsta s-o merlit aici, zic, chiar când mă duc eu la treabă să-mi fac treaba, zic, asta mi-a trebuit, am să mă mai întâlnesc cu oameni spânzurați pe drum când mă duc la lucru. O iau la alergat în jos pe cărare, frate, să ies din pădure, să mă ajung la gară, să mă duc la TF-ul la ăsta, la poliție. El a rămas sus cu el în pădure. A rămas sus cu el în pădure, cu mortul. Mă duc repede, fug repede la TV, zic, bre, zic, vino repede, zic, că este unul spânzurat, zic, i-a tăiat funia cu taică-miu, de la gât, taică-miu, zic, așteaptă sus în pădure, așteaptă sus în pădure, zic, să veniți să vă prezentați, să vă ocupați de el, zic, e mort, zic, nu mai e ce face nimica cu el. O pusă la mine la TV, o sunat la municipal, au venit ăștia la municipală, am luat cu ei arul, ne-am dus până la buza pădurii, de acolo am luat-o pe jos, am urcat sus. No, lor luat ei, l-au recepționat, s-au uitat la el, l-au căutat pe un buzunar, i-au luat actele de pe el, a zis și cu Tărescu, zice, trebuie să luăm contact cu familia. Zice, haideți la declarații, zice, cum l-ați găsit? Zic, fii atent, zic, că noi trebuie să mergem la țară, zic, să facem grădina. Taică-miu, motiv bun ca să scape de săpat grădinile și de pătlăjit pe acolo. Zice, mă, nu mai merg la țară, gata, că zice, uite, am pierdut și trenul, zice, trebuie să merg la declarații, pună scăpănii la declarații. Zic, bre, zic, ne omoară aia, zic, că trebuie să o dăm și plantele, zic, trebuie să curățăm, să pătrăjim, zic, băi, nu mai merem, zice, că trebuie să merg la poliție. Fii atent, zic, că cibelea, zic, vezi ce în cibelea ne băgăm cu Angela când ajungem acasă, zic, ne ia pe amândoi pe sus cu tot cu spânzurat. Bine, zici, ne luăm frumos, ne ducem la secție, facem declarațiile, când ne întoarcem acasă cu caprisul, cu ăsta, ne vede, mă, ce căutați aici înapoi după câteva ore, zice, voi trebuie să fiți la țară. Păi zic, bre, zic, uite că am coborât pe pădure și hop și spânzurat în fața noastră. Zic, ce vrei să fac? Ăsta nu zis, dă scoate cuțitul, dă să te înfunia, dă l-am pus jos, am crezut că mai trăiește, dar nu mai trăiește, că era țapă de mult, era pe copac țapă în casă. Omul s-a săturat de viață și-a luat gâtul, frate. Bă, vreo săptămână, dacă nu-l visam pe ăla în continuu, mă. Bă, în continuu îl visam futul în gură, mă bântuia. Mă bântuia sugaciu cum o pica pe mine. Ha, zic, fii atent, zic, ce mi-ai făcut și ziceam. Zic, băi, de o săptămână, fiecare noapte îl visez pe spânzurat, zic, ești nebun. L-ai putut lăsa acolo, mai pus să pun mâna pe el. Dacă trăiam, uite, salvam un om. Uite, mai trăiască, mă, ți-am zis clar că-i țapul. Bă, frate, era altă, ce să mai e asta? Avea intrat
Spanga aia în gât, mâncați-aș de 20, ce să mai salvezi pe ăla, că era de o noapte acolo întreagă, ți-a pun ce dracu să mai salvezi, dar el vrea să facă pe erou, taică meu, să facă pe erou, să fie și el ceva salvator, zic, bă, pe ce mai salvezi, că aici au murit atâția, s-au spânzurat și femei și bărbați, bă, tot timpul, trebuia să ai grijă acolo, pe cărarea aia când coborai prin pădure în jos, trebuia să ai grijă, frate, că te întâlneai cu câte unul agățat de copac, că era locul lor, frate, acolo, era locul lor. Acolo se întâlneau că era buza de la era câmpul, era cimitirul, coborâi prin pădure și acolo se rezolvă, mă. Mă, cred că era bântuit locul ăla, bă, că toți își dădeau acolo, în pădurea aia, gării, toți își dădeau felul, își făceau felul. Și acum atâta și se întâmplă. Deci, de exemplu, ori pădurea gârea lângă cimitir, ori avem pădurea noastră, bungărul de lângă mine, cartier și acolo, frate, o grămadă mâncați așa. Paheles, își pun ața în gât și se spunzură, gândește că ea trage ca pe magnet. Dar pe eu numai nevoie aveam de el să mă întâlnesc cu el acolo pe cărare. Mă, frate, dacă nu o săptămână l-am visat în continuu, zici, mai că n-ai putut să-i dai pace la copil, puteai să-l trimiți frumos să se ducă la gara, la milician, că așa și nu mai era ce să faci cu el. După ce l-ai pus să pună mâna pe lui, tăti, că de o săptămână nu mai doarme săracul, tăti, nu mai aptic de apă, zice. L-ai nebunit cu omul ăla. El, dai pace că-i treci, dai pace că-i treci, bă, dai pace că-i treci, acum o săptămână continuă, fătate soarele, zic, când meream pe casă, zic, n-ați trebuit să mă stai, zic, acum ați tormentat de la, ce lasă că stai, ce lasă că treci. Bă, pe o săptămână, adevărul că mi-a trecut, n-am mai avut probleme, bă, dar e urât să te trezești când mergi așa, din somnul ăla te trezești dimineața când n-ai chef de nimica și mergi în spate la taică tău, că știi că trebuie să te duci la lucru, să muncești, înțelegi? Și ai de ta mai grădina de lucru și trebuie să scoți sute de găleți de apă ca să uzi toate roșiile, toate pătlăjelile, toate straturile în care puneam legume, zic că mergeam cu geanta aia în spate, cu căprâsul și dintr-o dată te bați de el și zice stai eu, îi scoate cuțitul repede că el îi spânzura de copac. Astăzi mai trebuie să te trezești cu spânzuratul lângă tine, coaie. Înțelegi? Trebuie să spunea și să mai și zică tata, tu ieși și prinde-l, ridică-l ca să poți să-i tai funia de la gât. Oh! Mi te-ai trezit bine, trebuie să tragi de mort în pula mea, să te trezești cu mortul pe cărca ta. Puh, zic la ăsta, mă, ce faci cu mine, mă, zic, lasă-mă, mă, omule, hai să-mi arunde pace, lasă-l acolo, că vine cineva la gât să faci altă treabă în locul nostru, lasă-mă, tu nu ești normal, mă, copile, mă, pune mâna pe el să ridică, să-l salvăm, ce să mai salvezi, mă, nu vezi că arată ca varul în pula mea și că l-o dat cu găleată, o făcut găleată de var, de l-o dat tot. Lasă-l de pace că vine altul și-l găsește și mai cobora o grămadă de lume. Lua drumul pădurii, că coborau pe acolo, se duceau oamenii la gara, nu mai plăteau biletul la autobuz și coborau pe acolo, se duceau oamenii pe scurtătură, cum ar veni, din pădeal, oamenii care stăteau în pădeal, o luau pe scurtătură, ca să nu mai dea banii pe bilet și cum era și perioada de vară, era frumos. Era frumos, era frumos să o iei pe jos, că e adevărat că nu era mult de mers, frate. Una, două, tac, 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 la picior, frumosul ai. Și asta pentru mine a fost o experiență, pentru că pentru prima și prima dată în viața mea am văzut un om spânzurat. Am văzut un om spânzurat. Înțelegeți? Pentru mine a fost un șoc. O săptămână l-am visat în continuu. Eram copil, era ceva normal. Nu știam la ce fel arată, mai ales și dimineața, ești pătrezit, te ai și pe răcoare, te trezești că trebuie să stai cu mortul pe umăr, pică peste tine când taie funia de la gât, te trezești cu sacul ăla peste tine pe spate, ce faci mă coaie, mă, ce faci mă coaie, înțelegi? Îl simți toată viața ta pe umărul tău, înțelegi? Și cu căzut, bă, nu mai ai cum să-l uiți, că dacă povestești și acum de el, înțelegi? N-ai cum să-l uiți cu căzut pe umărul tău, să-l lăsa pe tine când o tăia funia din gât. De asta sunt lucruri care rămân în capul tău și n-ai cum să le uiți niciodată. E ca cu săracul Ovidiu, când s-o spânzura, atât eu m-am dus cu tovarășii mei de i-am tăiat spranga de la gât. Și ăla la fel, s-o sinucis pentru că o fura din fabrică, o să vă fac și cu ăla un video. Și ala s-a ucis la noi în bungăr, acolo, aproape de blocurile noastre. S-a spânzurat.
S-o sinucis, s-o ucis, s-o sinucis când o iau și o razna cu chestiile astea. Nu-s de acord niciodată să văd oameni, nu-mi plac oamenii ăștia care se sinucid. Nu-mi plac. Nu-mi plac, pentru mine sunt lași. Sunt lași oameni la care le frică de viață. Le frică de viață, fraților. Viața e bună și cu rele și trebuie să o acceptăm așa cum e. N-are cum viața să fie rost pentru fă. De asta când treceam pe acolo, după aceea, prin pădurea aia, tot timpul făceam atenție. M-a urmas ca un șoc pentru mine. Când mergeam cu taică-miu sau fără taică-miu sau cu prietenii, mergeam undeva sau mergeam când mergeam la discotecă, bă, tot timpul aveam obiceiul ăla să mă uit la copaci, să văd dacă nu văd vreun spânzura pe acolo. Deci, au rămas ca un șoc pentru mine, că mă așteptam tot timpul să văd câte unul de la agățat. Tot timpul, când vedeai ziarul acolo la oraș, m-a agățat în pădurea gării, agățat în pădurea gării, s-o sinucis, s-o sinucis, s-o sinucis, s-o sinucis aia, s-o sinucis ăla. Era locul lor de întâlnire, frate. Cred că cum era și cimitirul lângă, ce-o zis, bă, mă, direct. Direct, deci din pădure, hoați, peste deal, pac, direct în cimitir mă duc, cu sufletul. Zang. Sau diavolul îi împinge. Ți se-i fută pula, frate, dar oricum. E nasoală întâlnire așa de dimineață, părăcoare, să te întâlnești cu mortul, frate. Pe cărare. Și în pădure, frate. Când a ridicat roaua, să dai peste el, frate. Să se trage viață. Vai, fraților. Asta a fost povestea mea, eu sunt Victor, nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul meu și dacă aveți întâlniri de astea în viața voastră și credeți că e de mult timp acolo, lăsați-l frate acolo. Lăsați-l acolo, sunați la gardă să vină garda să-l dea jos. Dacă credeți că încă mai se poate face ceva, dați-l jos. Dați-l jos. Da, dacă vedeți că deja era ce de mult, lăsați-l acolo, sunați la gardă că vine și el de jos. Vă salut pe toți și să aveți o zi plăcută.